10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dați drumul! Mulțumim, mulțumim! Vă mulțumesc din suflet că ați venit să vedeți la Ionești această tradiție care va fi anual, atâta timp cât e primarul Neagoie, restul nu mai știu. Mulțumim! Impresionant foc de artificii, muzică bună, vin și țuică fiartă, într-un cuvânt, veselie. Așa a fost la Ionești, în parcul din fața primăriei, unde s-a aprins iluminatul festiv. Brazii s-au împodobit cu steluții argintii, iar locuitorii au petrecut câteva ore împreună. Bine șade, mesei mele, împreșuri cu nemurele. Bine șade, mesei mele, împreșuri cu nemurele. Hai la 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 la. Anul trecut, luminile s-au aprins pe 6 decembrie de Moș Nicolae, dar în acest an acțiunea s-a decalat din cauza campaniei electorale. Constantin Agoi a explicat consătenilor săi cum au stat lucrurile, dar a promis că de aici înainte, data de 6 decembrie va deveni tradiție la Ionești. Eu aș vrea ca această seară, de regulă, cam după pe 1 decembrie vreau să aprind luminile. Anul viitor nu va fi pe 1 decembrie, pe 6 decembrie, că pe 1 decembrie e vinerea și nu se mănâncă cu dulce. Dar de acum încolo să știți, fără să vă mai anunț eu, să știe toată comuna că aș vrea să fac din asta o tradiție. Ferească-l Dumnezeu pe primarul care vine după mine, că trebuie să o țină. Să vină după mine, dar numai să facă ce am făcut eu, asta vreau, și să-și iubească constătenii. E cel mai important lucru, nu să vii să furi. Deci, exact, să vină să-și facă treaba. Și asta, eu vreau ca pentru ioneșteni seara de 6 decembrie să fie tradiție așa cum e și toamna merelor, de exemplu. Așa cum e toamna merelor, să fie și 6 decembrie aprinderea luminilor la Ionești. Încă o dată n-aș vrea să uitați de această tradiție înființată de Neagoie de, pe data de 6 decembrie, indiferent de cum e anul, de cum e ziua, se aprind luminile la ora 6 punct pe 6 decembrie. Nu uitați cifra 6 de decembrie. Prezent la sărbătoare, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a bucurat de atmosfera din jur și a promis că va fi alături de comunitate. În această seară aici este o seară a prieteniei, este o seară în care dumneavoastră trebuie să vă bucurați și vreau să vă urez în numele meu, al Consiliului Județean Vâlcea, să aveți un sfârșit de an plin de vești bune. Să aveți un nou an cu bucurie, iar noul an care va veni să vă aducă dumneavoastră și familiilor dumneavoastră numai vești bune și puterea de a privi cu mai multă încredere în viitor. Din partea mea, pentru întreaga comunitate frumoasă din Ionești, tot sprijinul, colaborăm și construim pentru oameni. La mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți! După deschiderea oficială a sărbătorii, elevii școlii gimnaziale, îmbrăcați în costume populare, au încălzit atmosfera cu vechi colinde românești. Sus, băieți, nu mai dormiți, vremea e să vă treziți, ca asta să vă măturați flori de măr și masa să o încărcați flori de măr. Casa să vă măturați flori de măr și masa să o încărcați flori de măr. La final, toată lumea prezentă a fost servită cu iahnie de fasole și cârnați, peste 2000 de porții fiind pregătite.